Max, o nouă victorie în meciurile cu Metalurgistul Cugir, de data aceasta din nou norma de 3 goluri și aici la Simeria și în meciurile cu Cugirul. Un meci care poate pentru unii părea ca de vacanță pentru că erau două echipe care își îndepliniseră obiectivul. Dar nu știu din punctul lor de vedere, dar nu cred că la cum a arătat jocul au venit, mai ales prima repriză, o repriză echilibrată. A doua repriză am pus noi mai mult presiune pe adversar și s-a văzut un pic în diferența între noi și ei. Meciul ăsta îmi pare rău că n-am putut să fac mai multe schimbări, sincer, pentru că toți jucătorii au răspuns foarte bine și săptămâna premergătoare acestui joc. Au arătat foarte bine în antrenamente. Sincer, chiar de asta am supărat că n-am putut să fac mai multe schimbări. Deși aveam și pe Dumitru și pe Mitran posibilitatea să-i bag, dar au tot timpul în față. Ai optat pentru un primul 11, spune, destul de ofensiv. Da. Să știi că m-am gândit, acum tot am mai căutat și alte soluții în partea stângă. Am început cu Neacșa, care este un mijlocaș, dreapta stânga unde vrei să-l folosești. Dreapta am început iară la fel cu Hergelegiu, Roșu și cu Arnăutu în față. Buș, care a avut iară o poftă foarte, foarte mare de joc. Da, am început ofensiv pentru că am soluții și cei care au intrat de pe bancă au intrat foarte bine și Simon, chiar i-am zis acum în vestiar că așa se intră, chiar l-am trecut la caseta tehnică. Mogoș a intrat foarte bine, Giura, la fel, toți care au intrat și au adus aportul și sunt mulțumit de... Am văzut de dincolo de golul de 2-0 și chiar de cel de 3-0, foarte multă poftă de joc. Spuneai de Simon, asta voiam să zic și eu. Da. Am văzut că toată lumea ori vrea să marcheze, ori vrea să contribuie la o fază. Parcă ne-am precipitat, duceam mingea aproape de poartă, chiar în 16 metri și acolo cumva, nu că n-am fost lucis, dar toată lumea din dorința aceea să marcheze, poate nu luau cele mai bune decizii, dar faptul bucurător este că ajungem acolo și ne-am creat multe ocazii și au avut această poftă de gol și mai de joc. Meci în acest play-off la Ungheni, cum te gândești să-l tratezi? La fel, cum le-am tratat și până acum, nu n-am pe cine menaja, pentru că aici am vrut să ajungem în momentele astea, n-am pe cine să menajez, pentru că nu sunt obosiți, asta le discut cu jucătorii. Suntem o echipă pregătită, v-am spus că după pregătirea de iarnă vom arăta din ce în ce mai bine, eu zic că suntem pe drumul cel bun și... 100% nu vom menaja, vom juca cu cea mai bună echipă. Două întrebări, două curiozități care vin și din tribună. Unu, care e starea lui Damota și doi, cum arată gazonul? Damota își revine mâine sau luni, începe și alergarea. Am zis să nu forțăm pentru că a avut ceva muscular și o zi, două chiar contează și nu avem de ce să riscăm. Și cam astea sunt. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!